Iugurta Hamrun, 33 de ani, ia în calcul să revină în România, chiar la FCSB, unde a lăsat o impresie foarte bună, deși a jucat doar un an, 2015-2016, iar apoi a fost cedat în Qatar la Al Saad pentru 1 milion de euro. Recent, algerianul a oferit un interviu și a afirmat că e dispus să se întoarcă la FCSB, unde a avut parte de momente foarte bune, câștigând și un trofeu, Cupa Ligii României. Acum el evoluează tot în Qatar la Al Mahrik SC, dar din 2016 a părăsit țara care organizează Cupa Mondială din acest an o singură dată în intervalul septembrie 2019-iulie 2021, când a evoluat în Turcia la Erzurumspor și Samsunspor. Da, nu aș zice nu unei reveniri în România, poate chiar la FCSB. Am urmărit echipa în ultima perioadă în Conference League. Am fost destul de dezamăgit. Nu cred că sunt conștienți de valoarea pe care o au. Sunt afectat când văd aceste lucruri și repet, de ce nu, într-o zi poate mă întorc. Întreba dacă este un mesaj către Gigi Becali, acesta a răspuns că nu este atât de simplu precum pare. Din nou întreba de reporter dacă crede că va fi binevenit acolo. Hamrun a zis, nu știu, ar trebui să-l întreb pe Gigi. Poate are alt proiect, poate vrea alt tip de jucători. Cred însă că experiența mea ar putea fi benefică pentru echipă, a declarat Iugurta Hamrun. Iugurta Hamrun, 42 de meciuri în România, la FCSB și Oțelul. De-a lungul carierei sale, fotbalistul algerian a evoluat și în prima ligă din România, mai întâi la Oțelul o jumătate de sezon, apoi un an la FCSB, care l-a vândut în Qatar la Al Saad.